Crima de la Timișoara a șocat întreaga țară. Andreea, studenta de la medicină, a fost măcelărită de iubitul ei, un tânăr care, pe lângă facultatea de medicină, studia și teologia. Psihologii trag un semnal de alarmă și spun că adesea călăii sau persoanele care acționează, precum Mirel, cel care a aplicat zeci de lovituri de cuțit Andreei, au, până când acționează, mânați de furie, de cele mai multe ori un comportament normal. Este regretabil ce s-a întâmplat, nu putem ști ce a fost în sufletul și mintea acestui om, însă putem presupune că starea lui din acel moment nu era una bună. N-a putut accepta faptul că tânăra a vrut să se despartă de el și a acționat în consecință. Este important să înțelegem că suntem ființe mânate de impuls. Impulsul pe care învățăm încă din copilărie să le controlăm, uneori însă pe motiv de oboseală, stres, lipsa somnului, consumului de substanțe. Poate nu reușim să controlăm aceste impulsuri. Cazul despre care discutăm este regretabil. Vorbim despre o crimă pasională, încărcată de foarte, foarte multă furie. Ne putem gândi că ceva s-a declanșat în mintea acestui tânăr și nu a găsit resurse pentru a se opri. Din acest eveniment este important să înțelegem că este necesar să avem grijă de noi, să fim atenți la nevoile noastre de bază, să facem lucruri care ne aducă bucurie și liniște și să respectăm nevoile celorlalți, chiar dacă acestea ne pot aduce destul de multă tristețe. Atâta vreme cât suntem conștienți de noi și de nevoile noastre, scădem posibilitatea de a ajunge la violență împotriva noastră sau împotriva celorlalți. În momentul în care ne simțim copleșiți sau îi vedem pe cei din jurul nostru în această stare, ar trebui să cerem ajutor cât mai repede pentru a nu ajunge să facem lucruri necugetate. Pentru părinți și localnicii din Padeș, ziua cea mai grea va fi cea de joi, atunci când Andreea va fi condusă pe ultimul drum și când sunt așteptați sute de oameni să participe la înmormântarea tinerei studente.